Polițiștii băcăuani sunt în alertă în piețe, dar și în zonele forestiere din județ. Operațiunea Bradul a demarat la început de decembrie, iar până acum au fost confiscați peste 1600 de brazi. Vizăm nu numai pomii de anul nou, de Crăciun, și nu numai pomii de Crăciun, și tăierile ilegale de material lemnos, în general. Până acum, de la declanșarea acțiunii, au fost confiscați peste 1600 de asemenea brăduți și peste 100 de metri cubi tăiate în delict. Ultima captură de pom de Crăciun a numărat 100 de brazi, fiecare a câte 30 de lei. În ceea ce privește restul materialelor lemnoase, ultimele sancțiuni au fost date la finele acestei săptămâni. Polițiștii din Leda Veche și Nicolae Bălcescu, în urma acțiunilor desfășurate pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, au aplicat 4 sancțiuni contravenționale în cuantum de 6.000 de lei și au confiscat cantitatea de 2,8 metri cub de material lemnos.